Pasiunea și dragostea pentru istorie l-au motivat să-și transforme curtea casei într-un muzeu improvizat cu peste 500 de artefacte. Vorbim despre Andrei Lipceanu, din satul Ustia, raionul Dubăsari, care de mai bine de 3 ani restaurează căruțe vechi, ulcioare, ceasuri, lustre și obiecte de uz casnic folosite pe larg cu un secol în urmă. Totul a început dintr-o glumă, cu amenajarea în ograda câtorva lucruri rămase de la bunei. Nu a crezut că asta îi va crea o afacere de succes. Asta e cea mai veche căruță care am restaurat-o, care am putut-o găsi și am restaurat undeva pe anii 30-40. De făcut unt care se făcea înainte, tot multe, până nu-l prelegăsăm. Covata asta tot pe anii 30, cum ne-au spus. O parte dintre obiectele vechi au fost găsite pe rețelele de socializare sau datorită unor prieteni. Andrei se mândrește și cu o colecție impunătoare de fiare de călcat din metal. De pe anii 25-30 până a început la electric. Merge din anii 40-55. Spune jaraticul, e să încălză și pe urmă. Este merge la plită. Le pune pe plită, să încălzau. Pe lângă obiectele meșteșugărești, bărbatul este pasionat și de piesele vestimentare. De curând acesta a făcut rost de două perechi de opinci pe care le-a găsit chiar într-o casă bătrânească pusă la vânzare. Am pentru obiecte ca și ochinși, tot când purtau oamenii înainte. Trebuie să aibă peste 100 de ani. Așa, asta că făcută din piele de porc, că sunt... Și copiii noștri, nepoții, să știi de la ce bunei noștri care au fost, cum au trăit, tot greutățile care le-au fost avut ei. Meșterul ne-a mărturisit că obiectele construite din lemn de salcâm sunt rezistente la condițiile climaterice. Ele sunt rezistente, că ulcioarele, ele sunt făcute sarsă în cuptoare și ele sunt foarte rezistente. Ele au stat chiar nerestaurate, fără de lac, ca de protecție care le dau. Eu am, ele dau cu lacuri de protecție, care sunt un antiger. Pentru ca să-și acopere investițiile, bărbatul sculptează mobilier din lemn. Aici comtăți în lucrările care sunt făcute de mine, tot practic sunt toate manuale, făcute... care le combină lucrurile care vechi, cu ieri, tot așa necă, tot ca în stilurile mai vechi, ceasuri, oglindă, pentru baia, tot așa am făcut tot. Prețul unui obiect confecționat din lemn începe de la 150 de lei și ajunge până la câteva mii.